Adunarea Generală ONU a decretat pe 6 decembrie 1999, printr-o rezoluție dată, stabilirea la nivel internațional ca acest eveniment să se sărbătorească între 4 și 10 octombrie. Sunt o mulțime de lucruri extraordinare la îndemâna noastră. Că o planetă cum este Marte a fost odinioară habitabilă și avea apă fluidă, avea un nucleu ce genera energie și energia respingea razele ionizante solare, că Venus are 500 de grade și o numim planeta dragostei, ca așa Lute Minescu sau cine a trecut înainte, că acolo este un iad. Toate aceste lucruri merită să fie cunoscute și merită și din prisma faptului că ne responsabilizează. Noi suntem cei care am decis ca această planetă să-și piardă 30% din pădure. Haideți să nu fim toți spectatori și să învățăm cât mai mult. Eu cred că știința este disponibilă tuturor și voi sunteți exemplu că cu siguranță ați fost invitați și ați fost tentați să veniți aici că vreți să cunoașteți lucrurile noi. Deci sunteți exemplu că știința este pentru toată lumea și lucrurile acestea trebuie să conteze în evoluția societății. În acea perioadă, cercetarea spațiului cosmic se realiza la două date calendaristice. 4 octombrie și 12 aprilie. În două zile. Prima manifestare, organizată în toamna anului 1969, a fost în această sală. Și mă bucură faptul că această manifestare continuă datorită conducerii congresului, datorită videografilor de la Planetariu și cu această ocazie doresc să-i fericit și să-i succes în continuare. Astrologia a evoluat în emisfera nordică, acolo unde oamenii au fost suficient de dezvoltați să călătorească departe. Gândiți-vă că astrologia a apărut în trei zone din emisfera nordică, este pe vorba de Valea Nilului, Valea Hindusului și Tigrul Eufrat și Yangtze în China, trei zodiace care au apărut, fiindcă pe aceste văi existau repere geografice și atunci cerul a devenit un reper. Iar cerul se mișcă și fiindcă se mișcă, a devenit personalizat. A ajuns să fie personalizat. Iar povestea asta cu zodiile este nimic altceva decât o personalizare a primului reper, primului GPS al omenirii. Când au început să mașina vinge, lucrurile au devenit și mai interesante. Fiindcă acolo mai era și teama. Și teama naște imaginația. Cheile astea vă stau la dispoziție, Dana Diamantile are, vă așteaptă oricând, organizați-vă, veniți, vedeți cerul, nu vă costă nimic, numai să aveți grijă de aparate, fiindcă sunt investiții ale statului în ele. Mulțumesc!